Zile lungi și des cheia marilor succese. Vorbă din popor, după care se muncește în casa poporului. Acolo unde parlamentarii noștri de fapt se dihnesc. Din cele 12 luni din 2014 au muncit cam 70 de zile, adică un total de 280 de ore. Mai puțin decât orice alt salariat. Și cum odihna trebuie răsplătită, salariile mari nu le mai ajung. Aleșii noștri vor acum și pensii speciale din nou. Aici ar trebui să-i găsim pe senatori și deputați când dezbat și votează legi în comisiile de specialitate. E liniște însă, pentru că aleșii noștri muncesc cel mult 2 zile pe săptămână. Pentru cele 2 zile muncite pe săptămână, 4 ore pe zi, un deputat sau un senator încasează 5.000 de lei lunar, la care se adaugă și alte sume decontate de parlament. Iar după atâta muncă, aleșii au nevoie și de vacanțe, numai puțin de 4 luni pe parcursul anului 2014. Impropriu spus vacanță, vom avea activitate în teritoriu. Că pentru noi, ca senatori, activitatea e mult mai intensă în teritoriu, în campanie, decât dacă am venit până la București să stăm aici 2 zile sau 3 pe la comisie. În medie, senatorii și deputații au muncit 70 de zile în cele 8 luni în care au venit la Parlament. Un total de 280 de ore într-un an, de 10 ori mai puțin decât un salariat cu program normal de 8 ore. Istoviți de atâta muncă, aleșii s-au decis că au nevoie de pensii speciale pentru bătrâneți liniștite. În ceea ce privesc parlamentarii, să discutăm de indemnizații în funcție de număr de mandate. Astfel, dacă proiectul este votat de aleși, aceștia pot ajunge să încaseze pensii speciale și de 4.000 de lei. Și asta pe lângă pensia normală pe care o vor primi oricum.